Accident de muncă la hidrocentrala Porțile de Fier 1. Un muncitor s-a electrocutat în timp ce lucra la un transformator. Victima a fost transportată la spital cu arsuri de gradul 2 și 3 pe corp. Bărbat care lucra la un transformator la hidrocentrala Porțile de Fier 1 a fost electrocutat și a suferit arsuri de gradele 2 și 3 pe mâini. Ca prin minune, omul a scăpat cu viață și a fost transportat de urgență la spital. Din primele informații, se pare că bărbatul îi ceruse unui coleg să oprească alimentarea electrică în zona în care urma să intervină, dar acest lucru nu s-a întâmplat, iar omul a fost electrocutat. Pentru că starea bărbatului electrocutat s-a agravat, acesta a fost transportat cu elicopterul la București. Poliția, inspectorii de muncă și conducerea hidrocentralei fac cercetări în acest caz. Acesta este cel de-al doilea accident de muncă înregistrat în interval de doar câteva zile în Mehedinți, după ce săptămâna trecută trei muncitori ai șantierului naval Orșova au fost răniți în urma unei explozii.